Salutare! Sunt Cristina, brand manager Ivatern. Deseori sunt întrebată despre efectele produselor de îngrijire. Mi-am zis să accept provocarea Lucianei Gurduz de a sta la o discuție despre frumusețe. Am invitat-o pe Luciana la o cafea în parc. Și am luat produsele și haideți cu mine. Da? Începem? Să știi că... Da? Stai o leacă. Când să ne aduc aminte cum să discut. Uite, am acceptat provocarea ta și astăzi, uite, mă sunt aici cu produsele tale și vom discuta despre rutina ta de îngrijire. Uite, înainte de a începe să discutăm despre produse, hai să povestim cum noi ne-am cunoscut. Îți mai aduci aminte? Wow! Asta a fost, știu sigur, era iarnă sau toamnă? Era iarnă. Început de iarnă, la sigur. Pe drum, tot mă uitam pe Instagram când ți-am scris primul mesaj. El era în ianuarie. Ceva, nu știu, ori ai postat, nu știu, sincer, nu mi-am mai aduc aminte cum a început discuția noastră. Cristina, de fapt, știi, tu ești prima care mi-ai scris așa. Instagramul meu abia începea să se dezvolte și tu cumva erai prima care mi-ai acordat posibilitatea asta de a fi lângă tine, de a prezenta și eu cumva brandul Ivatern. Și să știi, eu înainte de a-mi scrie tu, acasă foloseam cu mama întotdeauna apa termală. La noi era pe primul loc, în fiecare seară noi ne pulverizam fața și eram mulțumite, de fapt, de produs. Adică am acceptat propunerea ta cu mare plăcere pentru că știam că oricum sunt mulțumită de produsele din gama Ivatern. Să știi că nu am venit cu mâna goală pentru că tot îmi ziceai din discuții că ceva este pe final și uite, oricum ne-am întâlnit să discutăm despre rutina ta, am venit cu tot arsenalul. Apropo, nu te-a speriat faptul că rutina de îngrijire nu este alcătuită din două produse, da? Din 5, 6? Nu, cu siguranță asta nu, dar oricum, noi bine, ca fiecare femeie iubește, să aplice, să îngrijească, doar că până la tine eu nu cunoșteam toate aceste nuanțe, dar datorită ții le-am descoperit și eu mă bucur că am la mine în baie sunt atâtea produse, deci intre la mine este colțișorul meu de rai acolo, de înfrumusețare. Lăciunea micelară, știu că este preferata ta. Apropo, care este senzația după ce o folosești? În general, loțiunea micelară, asta este prima etapă de demachiere. Eu în fiecare seară ajung acasă, iau două discuri demachiante, le umplu de soluție și masez toată fața ușor. Ce îmi place la ea? Nu trebuie să agresez fața, da? Să zic așa, dar foarte ușor și delicat îndepărtează. Da. Și mai ales în zona ochilor am avut cândva produse care îmi provoca usturimi. De la această apă micelară nu am așa efecte nocive. Foarte bine. Și următorul este Evapor Gel de spălare, care acum recent l-ai descoperit, da. Pentru că tu ai spus că îți îngrașă un pic ușor pielea. Da. Care a fost senzația de la acest produs? Eu, în general, utilizam apa micelară, apoi dădeam cu apă termală și credeam că până aici. Când am aflat că, de fapt, apa micelară nu trebuie să rămână pe față, urmează un gel. Eu îl foloseam pe alt gel, tot din gama Ivatern. Gel cu acid glicol. Exact, exact. Uh-huh. Și nu înțelegeam că, de fapt, el parcă mi usucă, parcă mi îngrașă, încă nu înțelegeam efectul. Dar când mi-ai sugerat să încerc Ivapurul, uite, am simțit că e al meu, că e exact, se îmbracă pe pielea mea cum trebuie. Am înțeles, dacă tot am început cu rutina de îngrijire de seară, hai să scot următorul produs pentru de seară, crema de îngrijire, care este Ivapurca. Și asta tot este un produs nou în rutina ta, care a fost prima senzație. Oh. Cremă pentru ten gras cu tendință acneică. Când am citit această descriere, am stat și m-am gândit. Eu parcă nu am tendință acneică, parcă nu aș avea probleme. Însă, această cremă, de fapt, pe parcurs abia am înțeles că era exact la țanc. Pentru că, oricum, fața noastră este predispusă la o ușoară tendință acneică și de asta eu o folosesc și previn, preîntâmpin apariția ei. Și nu am uitat și de zona ochilor, care tot este foarte importantă, mai ales că tu faci și machiaj și oricum femeilor îi dă un
privire ai dă un imbolt. Să știi că acest gel cremă am început să-l folosesc nu doar seara, dar dimineața. În mod special îmi place zona ochilor cum o hidratează și mai aplic deasupra concealer și parcă se îmbibă mai bine. A, cumva ca o bază de machiaj. Da, da, simt. Păi astea, am vorbit despre produsele de îngrijire pentru seară. Acum îți sugerez pentru îngrijirea de zi, dimineața când te scoli, să nu folosești gelul evapor, dar să folosești spuma de curățare. O poți folosi și ochi, față și buze. Ea este ca un cleansing toner, este foarte ușor, sper să-ți placă. Probabil că tu ai mai încercat-o. L-am încercat, dar știi cum vechea vorbă care spune cât trăiești, atât înveți. Eu dimineața nu foloseam gelul de curățare sau alte produse, decât spălam fața, apa termală și apoi aplicam crema hidratantă. Dar acum, iată, o să încerc. Și după curățare, evident, trebuie să folosești o cremă hidratantă și ți-am adus iarăși iubita ta Aquafil. Asta e preferata mea, o pun așa în top la toate produsele. Așa. Pentru că este preferata mea, am folosit-o în toate vacanțele mele, după toate arsurile solare care le-am avut, pentru că oricum soarele e ucigător cu pielea noastră, crema este super hidratantă, atât cât trebuie. Adică nu îngrașă, dar nici nu usucă și nu mai trebuie să o aplic de nenumărate ori. Și știu că ești responsabilă și folosești în fiecare zi protecție solară. Nu puteam să uit de SPF. Știu că îți place și aș vrea să-mi povestești mai mult, pentru că ar fi bine acum toată lumea să folosească o protecție solară. Care a fost senzația sau dragostea față de acest produs? Eu, în general, știu că protecția solară se folosește nu doar vara, pentru că noi tindem vara la soare, dar în general, în tot cursul anului se folosește SPF-ul. Ăsta cu 50+, de la Eva Therm, cred că e preferatul meu din toate SPF-urile care le-am avut. În primul rând, eu îl aplic pe față. Nu las acea senzație de mască albă pe față, nu îngrașă. Este foarte, o textură lejeră are și îmi place. Adică este practic aceeași textură ca această cremă hidratantă. Și dacă ai observat, nu știu, dar când m-ai văzut tu nemachiată, ai să observi, fața mea este mai albă, tot corpul este mai întunecat. Asta pentru că am tendința de a aplica mai mult fața, totuși și fața o protejez mai mult. Apropo, aș vrea să menționez că crema cu SPF 50 te protejează 8 ore. Dacă tu dimineața te-ai dat cu crema, până seara la orele 5 ești protejată. Deja se reaplică o dată la o oră, două, atunci când suntem la mare, la plajă. La început îmi spuneai că o să-mi povestești cum a fost până la întâlnirea produselor cu Eva Therm, tenul tău, adică de la și până la. Ca să fiu sinceră, eu până a întâlnit produsele Eva Therm nu acordam așa mare atenție tenului meu, feței în general. După asta am înțeles, tot datorită ției și produselor Eva Therm, că nu este bine să folosești un singur produs din gama Eva Therm, al doilea dintr-o altă gamă și așa mai departe. Adică toate produsele, din toată rutina, trebuie să fie din aceeași gamă, pentru un efect mai vizibil, mai bun. Ca orice adolescentă, să zic eu, aveam oricum probleme cu fața, mai apar câte o acne sau alte probleme pe care fetele, cu siguranță, le înțeleg. Da. Uite, după ce folosesc gama Eva Therm, produsele, acele probleme parcă s-au mai atenuat. Nu am așa o tendință acneică gravă, cum era înainte. Bine, mai apare câteodată, dar așa, lejer și doar într-o anumită perioadă. Totodată fața mea o simt catifelată, hidratată. Știi, parcă îmi spune mulțumesc de fiecare rutină, de fiecare seară, fiecare îngrijire. Și cum eu, datorită machiajului meu, ziua arăt bine, dar seara, mă rog, fiecare fată înțelege cum arătăm noi în oglindă deja demachiate. Iar eu îmi place să recunosc, încep să iubesc imaginea feței mele în oglindă nemachiată. Cristina, să știi că eu îți mulțumesc și am avut mare noroc că ai apărut în fața mea cu așa o rutină elaborată bine pentru tenul meu.
Iar prietenilor, cei care mă întreabă ce li s-ar potrivi feței lor, pot să le zic să se adreseze în filialele Farmacia Familiei, acolo unde cu siguranță consultanții o să îi îndrume, o să îi ajute, pentru că fiecare față este diferită și necesită o rutină diferită. Așa că, cu siguranță, acolo sfaturi o să găsească de la A la Z. Sigur!